dar Cean Cioloș și-a ales miniștrii cu care va merge la votul din Parlament. Lista a fost prezentată în forurile de conducere ale USR Plus și a primit ok-ul majorității. Toți miniștrii USR Plus din cabinetul Câțu s-ar putea întoarce pe fotoliile pe care le-au părăsit pe 6 septembrie, mai puțin Vlad Voiculescu. Cioloș a preferat-o tot pe Ioana Mihăilă pentru Sănătate, astfel Cristian Ghinea, Cătălin Drulă, Stelian Ion și Claudiu Năsui ar prelua aceleași ministere pe care le-au condus și cu Câțu șef la Palatul Victoria. Fondurile europene, transporturile, justiția și economia le vor fi date din nou pe mână dacă Parlamentul va fi de acord. Fostul copreședinte și vicepremier Dan Barna, totodată și fost șef al partidului, ar urma să meargă la externe. USR Plus a hotărât ca finanțele țării să intre pe mâinile europarlamentarului Dragoș Pâslaru. Iar un alt minister foarte bănos, cel al dezvoltării, ar ajunge la Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR. Ce șanse are acest guvern să treacă? Senatorii și deputații USR sunt încrezători. Analiștii văd o listă de miniștri cu experiență, dar care cel mai probabil nu va primi votul majorității parlamentare. În primul stare să ieșim cu o formulă guvernamentală și cu un program de guvernare foarte credibile și să mergem cu acestea la vot în Parlament. Nu putem ști că vor fi doar cele 8, deci cred că noi nu avem altă variantă decât să continuăm să ne luăm în serios mandatul pe care Dacian Cioloș a primit de la președinte. Are prioritar oameni cu experiență deja ministerială ca miniștri sau secretari de stat. Singura emoție este felul în care se vor comporta celelalte partide în contextul în care un asemenea cabinet ar trece. Este foarte probabil ca acest cabinet să nu treacă. Dacă e să ne luăm după schema parlamentară, într-adevăr, acest cabinet nu are șanse să treacă. Deja PNL și PSD au anunțat că nu votează echipa Cioloș, USR Plus are doar 80 de parlamentari, numărul necesar de voturi este 234. Chiar și așa, useriștii așteaptă voturi și din alte direcții, iar dacă pică la vot în Parlament, asta îi vine mânușă lui Dacian Cioloș. Publicistul Ion Cristoiu spune că asta le va da muniție celor din USR, care au acuzat deja că PNL și PSD colaborează. Chiar și interesul de ca el să pice, ce așa va fi, și pentru că sunt două motive, unul al lui Dacian Cioloș. În această perioadă, USR, în perspectiva unor posibil anticipate, își face campanie electorală, probabil că o să pune nume mai răsunătoare de miniștri decât ceea ce a apărut până acum. Va fi o campanie electorală pe gratis și în același timp și picând prin votul PSD și AUR, ei se vor spăla de imaginea de colaborare.